Doamnelor, domnilor, bun găsit la Prime Time. Pentru început, haideți să urmărim împreună principalele titluri ale ediției. Astăzi, la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, a avut loc inaugurarea dispeceratului medical integrat ISU Ambulanță. Plateul Colegiului Militar Liceal Mihai Viteazu din Alba a răsunat astăzi în rit patriotic. Noi schimbări în sănătate, acum este vizat carnetul de asigurat și expoziția aspecte privind activitatea brezelor sașilor din Transilvania este deschisă publicului la sediul Arhivelor Alba. Astăzi, la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, a avut loc inaugurarea dispeceratului medical integrat ISU Ambulanță. Acest serviciu asigură monitorizarea, comunicarea și coordonarea între echipajele de ambulanță și inspectorat pentru o reacție de răspuns mai rapidă în situații de urgență. Acest proiect a fost realizat cu sprijinul Consiliului Județean, care a asigurat suportul financiar împreună cu alți parteneri implicați. Serviciul asigură monitorizarea resurselor disponibile de ambulanță și pompieri la nivel județean, care pot fi trimise la locațiile necesare în funcție de nevoie. Dorel Sofica a precizat că în acest fel se eficientizează alocarea resurselor și a timpului de intervenție în situațiile de urgență. Prin acest proiect, făcut împreună cu serviciul de ambulanță, cu serviciul 112 și cu sprijinul Consiliului Județean prin finanțarea unui acord de cooperare în acest sens. Rolul nostru, și așa cum spuneam și cu alte ocazii, este în perioada care vine și așa am și început să investim în ce privește sănătatea, siguranța cetățeanului. La spital știți despre ce vorba aici și la fel. Și cred că așa cum ne-am propus în perioada următoare, în anii următori, proiectele pe care ISU și modernizarea dotării va fi sprijinită de Consiliul Județean Alba. În permanență, monitorizarea intervențiilor ambulanței și a pompierilor poate fi urmărită pe niște ecrane de către cei care conduc dispeceratul în dispecerizarea în momentele respective și prin GPS se urmărește poziția echipajului, se pot aloca resursele într-un timp mai scurt și bineînțeles va fi o eficiență sporită a intervențiilor. Dispeceratul asigură preluarea apelurilor telefonice în caz de urgență, după care, în funcție de specificul situației și a zonei în care are loc, sunt trimise echipajele de ambulanță sau pompieri. Deja este acolo. Ambulanța Alba, sunt dispeceratul recepție. Comunicat. Deci se deplasează la Cricău, cabinetul Cristian Ioana, se numește Toma Ioana, are 73 de ani, figurent toracice. Numărul 88-26. Astfel, prin dotarea ISU cu aceste echipamente, se urmărește eficientizarea reacției de răspuns a inspectoratului în situații de urgență. Serviciile de intervenție corelate cu serviciul de ambulanță și spitalul județean reprezintă un pas înainte pentru salvarea vieților omenești aflate în pericol. Vorbim despre inaugurarea de la ISU cu domnul major Florin Zecheru, purtător de cuvânt ISU. Bine ați venit în Prime Time. Bună seara, bine v-am găsit. Mulțumim că sunteți alături de noi. Așadar, a fost inaugurat dispeceratul medical integrat ISU Ambulanță. Ce reprezintă acest serviciu? Reprezintă serviciul pe care îl așteptam de ceva vreme. Acest serviciu a fost inaugurat și în alte județe, cam 17 sunt până acum la număr. Deci ne aliniem și noi ușor tendințelor internaționale care se poartă. Și noi am fost un bun exemplu încă de la început cu acest serviciu SMURD. Noi mă refer la România. A fost un serviciu care a funcționat bine, au luat și alții modelul de la noi și încet, încet, după posibilitățile pe care le avem, e vorba de cele financiare și umane, să integrăm toate serviciile care le putem face. A fost deja un proiect în dezbatere să facem un dispecerat integral cu toate forțele de intervenție. Deocamdată am reușit să facem acest lucru și cred că e un pas mare înainte. Cu siguranță un pas mare înainte și cu siguranță vin și beneficiile. Și chiar v-aș întreba care sunt acestea. Adică ce beneficii aduce un astfel de sistem? Beneficiile, bineînțeles, sunt către cetățean. Noi toată atenția ne-am dreptat-o către ei. Ne bucurăm că putem să aducem în jurul nostru, să spunem între ghilimele, toate forțele care pot concura într-un fel la acest proiect al nostru.
E vorba de sprijinul Consiliului Județean, fără de care nu puteam să facem. Sunt alocați bani prin acord cu ei, cu Consiliul Județean, pe care i-am folosit în dotarea spațiilor, în amenajarea lor și, bineînțeles, și cu tehnică. Avem cu ei dezvoltate și alte proiecte. Am început din anul 2009 să îmbunătățim dotarea cu echipamente specifice de intervenție și, pe lângă aceștia, bineînțeles, avem și cu prefectura aceste contracte, să le spunem așa, sunt contracte cadru. Dar avem sprijinul și celorlalți implicați. De acum, ambulanța, Serviciul Județean, sunt frații noștri, sunt colegii noștri, deja lucrăm împreună în aceleași locații, împreună zi de zi, o să fie cu noi împreună 24 de ore din 24, Direcția de Sănătate Publică, care și ea este alături de noi, și toate celelalte care până acum au fost alături de noi. Toți aceștia am încercat să facem în așa fel încât să reducem timpul. S-a pus problema la un moment dat cu cât reducem timpul. Bineînțeles, la începuturi, timpul a fost redus mult. Când am profesionalizat pentru prima oară această tehnică nouă care am adus-o în unități, a fost un salt mare, pentru că de la fostele autospeciale de intervenție s-a adus la acestea complexe, care sunt mult mai rapide, mult mai eficiente, și atunci a fost un salt mare. Dar acum salturile din ce în ce mai mici, însă am ajuns la nivelul care l-așteptam. Suntem undeva la nivelul Europei de Vest și asta este foarte bine, în condițiile în care noi dispunem de bugete mult mai mici. Și asta e foarte bine. Dar noi știm că toți, în special pompierii, aproape în marea lor majoritate, știu că viața unui om nu înseamnă minute, nu înseamnă ore sau zile, câteodată secunde. Și dacă noi reușim să câștigăm și un minut, și mai puțin de un minut, câteva secunde prin acest dispeciat integrat, e posibil să salvăm câteva vieți și cred că ăsta este cel mai important lucru pe care trebuie să-l facem. Cu siguranță, cel mai important este că cei care vor fi sau au fost în situații de urgență resimt toate aceste beneficii și toate aceste lucruri care s-au adăugat la serviciul pentru situații de urgență, pentru că acum puteți răspunde mult mai prompt tuturor apelurilor care se fac. Da, acum este vorba despre partea medicală, am reușit să o întrunim pe aceasta. E un dispecerat în care funcționează 24 de ore din 24 persoanele care sunt în măsură, au competență să ia decizii. Decizii medicale, decizii pe linie medicală. Există un coordonator al echipelor medicale care sunt în dispecerat, iar apelurile, dacă sunt preluate de către un operator de la ambulanță și linia este blocată cu alte apeluri, atunci preiau colegii noștri apelurile și sub supravegherea lor directă a coordonatorului transmite mai departe aceste solicitări de intervenție. În același timp putem, prin sistemul pe care l-am integrat și la subunitățile noastre din județ, putem să punem în ascultare apelurile și ei le ascultă în același timp în care le ascultăm și noi. Deci nu mai pierdem timpul să mai le explicăm încă o dată despre ce este vorba. Ei în timp real primesc apelul și iau decizia. Ei cunosc foarte bine zonele, sunt în raionul lor de intervenție, știu foarte bine unde e străduța aceea, unde e mai greu accesul, unde sunt anumite locații poziționate și atunci intervin mai repede. Și principiul pe care îl vom folosi de azi înainte, l-am folosit și până acum, dar separat de azi înainte împreună, este să trimitem mașina cea mai apropiată și cu competența pe care o are la nivelul intervenției pe care suntem solicitați. Astăzi a fost inaugurat acest dispecerat, n-ați avut încă nicio solicitare de urgență până în momentul în care vorbim. Ba da, avem foarte multe, cum să nu avem. Sunt peste 100 de solicitări în fiecare zi pe linia medicală. Pe linia medicală sunt peste 100, foarte multe. Bine, o parte din ele nu răspundem cu serviciul de ambulanță sau cu ambulanțele smurde. Sunt solicitări pe care trebuie să meargă la îngrijire la domiciliu ale persoanelor sau transport de pacienți și așa mai departe. Sau numai efectiv solicitarea unui sprijin telefonic și îndrumarea acesta prin telefon. Deci nu e obligatoriu să meargă să deplaseze la intervenție o autospecială, o ambulanță. Dar sunt multe și astăzi deja funcționează. Probabil că chiar în momentul în care astăzi am inaugurat acest lucru, colegii noastre care au fost de față au și văzut în direct o astfel de intervenție, sună tot timpul telefonul, la 112 e tot timpul. De sună tot timpul, nu sunt, da. Nu sunt pauze, da, nu sună da, telefonul. Da. Suntem solicitați. Asta, pe de o parte, e bine, înseamnă că lumea a văzut în noi că suntem niște parteneri de nădejde. E bine că am reușit să le inspirăm încrederea necesară și că am dus la bun sfârșit solicitările pentru care am fost chemați. Dacă nu se întâmplă acest lucru, probabil că ne pierdeam încrederea și nu se mai întâmplă acest lucru. E un lucru bun și ne menținem în formă, să zicem așa, toate aceste activități pe care le avem zilnic, aceste multe activități, ne mențin în formă. Domnule Zecheru, putem spune că ați ajuns la un nivel optim din punct de vedere al dotărilor sau mai e loc și de mai bine? Bineînțeles că este loc. Dacă luăm prin comparație cu celelalte state mult mai dezvoltate ca noi din punct de vedere economico-financiar,
O să vedem că dotările lor sunt mult superioare. La nivelul nostru, la nivelul județului, sigur este nevoie de o autoscară pentru intervenție la înălțimi, salvări de la înălțimi, de la înălțimi mai mari de 30 de metri, cum putem acum să facem. Există în România, avem prin celelalte inspectorate care ajung la 55 de metri, 70 de metri. Noi nu avem, sunt foarte costisitoare. Bineînțeles că și un elicopter e foarte bun, toată lumea s-ar bucura de prezența lui și așa mai departe. Exemple pot fi multe. E loc de mai bine, dar s-a dovedit până acum că am reușit să facem față cu tot ceea ce avem, pregătirea noastră și de ce să nu recunoaștem sincer și Statele Unite, ați văzut că au foarte multe dotări, dar și sunt loviți de foarte multe catastrofe și parcă e mai bine să fim loviți de mai puține, pentru că e tot în defavoarea noastră decât să nu avem Se întâmple cazul la care să trebuiască să interveniți, deși faceți față de fiecare dată, deși poate dotările nu sunt chiar cele mai bune, ați fost acolo unde ați fost chemat de fiecare dată și cei din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență și-au făcut de fiecare dată treaba, acum cu atât mai mult pentru că a fost inaugurat și acest dispecerat medical integrat. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune, pentru informațiile aduse și sperăm să ne mai reîntâlnim aici cu informații proaspete. Cu siguranță și eu vă mulțumesc că și astăzi la inaugurare au fost foarte mulți colegi din mass media care ne-au sprijinit. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că întotdeauna ați fost alături de noi. Noi încercăm să conștientizăm oamenii, să le creăm o atitudine preventivă și acest lucru nu putem face singur. Cu ajutorul noastră întotdeauna reușim să ajungem la ei mai repede, cu ajutorul noastră și a comunităților locale, dar noastră sunteți mult mai vizibili și vă mulțumim că sunteți alături de noi de fiecare dată. Mulțumim și noi cu mare drag. Noi continuăm acum știrile. O terasă comercială amenajată pe spațiul public în zona centrală a municipiului Teiuș funcționează de 4 ani fără ca administratorul acesteia să plătească impozit la administrația locală. Într-o sumă forfetară de sezon, explică fostul primar Dorin Mateica. În ultima ședință a legislativului din Teiuș, consilierul liberal Adriana Cristea și-a exprimat speranța ca Mirel Hălălai, noul primar al orașului Teiuș, să rezolve în scurt timp ce nu a reușit în 4 ani, ex-primarul Dorin Mateica. De 4 ani am ridicat o problemă, acum mandatul ăsta o ridic din nou, poate să rezolvă. Problema zecilor de metri utilizați și nu plătește nimeni impozit pentru ei la primărie. Terasa din fața exoticului. Deci chiar nu se poate. Sunt zeci de metri, păi atunci nu știu ce să mai facem. Hai să dăm la toate firmele din Teiuș teren gratuit și să facă afaceri. Poate așa prosperă toate. Deci vă rog frumos, chemați proprietarul să-i concesionăm teren, să-l închirieze, cum face mandatarul să facă și ei, dar să intrăm în legalitate. Fostul primar Dorin Mateica ne-a explicat pe îndelete că terasele nu funcționează în sezonul rece. Vorba președintelui Traian Băsescu, iarna nu-i ca vara. Se plătește o taxă forfetară de utilizare a spațiului respectiv pe perioada de utilizare. Adică pe sezon. Este o terasă numai de vară, nu este o terasă. Terasa nu poate fi folosită iarna, nimeni nu stă la terasă iarna. Este pe sezon, se plătește o taxă, ca și acum. S-a schimbat primarul, dar aceeași formă de încasare este și acum, ca și cea veche. Situația terasei în raport cu administrația locală nu s-a schimbat încă. La momentul de față plătește chirie. Deci, pe ce perioadă? Chirie, deci a plătit chirie din iunie, deci plătește chirie. Deci există, s-a și plătit sezonieră. O primă tranșă, deocamdată sezonieră. Nu e rezolvat cu probleme. Păi construcție permanentă, conform legii, amendează. Păi proces de fapt și amendează. Și să plătească amendă, doamna și primăvară. La finalul dezbaterii, primarul Mirel Hălălai a promis doamnei consilier că va chema administratorul terasei comerciale pentru a găsi o modalitate de concesionare a terenului cu pricina. Orașul Teiuș a fost unul dintre cele mai importante noduri de cale ferată din Transilvania. Acum este o gară oarecare pe harta ruginită a căilor ferate române. Primarul Mirel Hălălai, fiu de ceferist, vrea să readucă trecutul în prezent, să organizeze anual o întâlnire a ceferiștilor în care să evoce glasul roților de tren și șuieratul locomotivelor ce treceau prin gara Teiuș, într-un permanent dute vino tractând garnituri de călători sau marfă.
Prima senzație pe care o trăiești la intrarea în gara Teiuș e tristețea. Altădată, adevărat furnicar de călători și bagaje, holurile și sălile de așteptare sunt aproape pustii. În căutare de adăpost împotriva frigului, 2-3 persoane rupte de realitate accentuează starea de tristețe, de pustiu, de paragină, de fluierăvânt. Afară, pe peroane, peisajul e și mai deprimant. Vagoane uitate de vreme pe linie moartă, scaune rupte, un boschetar părăsit de boscheți și niște câini vagabonzi, dintre care unul zorește în 3 picioare spre un altul cu 4. Decăderea economică a transportului feroviar s-a extins și asupra parcului de la intrarea în gara Teiuș, altădată emblema orașului. Primarul Mirel Hălălai nu are ce să facă pentru redresarea CFR, dar poate să păstreze vie în conștiința localnicilor amintirea nodului de cale ferată care a fost odată orașul Teiuș și asta încearcă să facă. În condiția în care îl vom avea în patrimoniu, vom demara toate acțiunile necesare ca să facem din acest parc ceea ce a fost. Ba mai mult decât atâta, intenționez într-un loc bine determinat, pe baza unui proiect bine gândit, să refacem puțin din tradiția feroviară a orașului. Este vorba de a amenaja un mic parc feroviar cu tot ce ține de așa ceva. Vagoane de epocă sau construite ca și când ar fi vagoane de epocă, instalații de pe vremea respectivă. În ultima ședință de Consiliu, primarul Hălălai a propus aleșilor locali să se organizeze anual un moment festiv la care să participe foștii și actualii ceferiști. Intenția este de a organiza undeva în luna decembrie, vom stabili de comun acord o dată, împreună și cu ceilalți factori care vor fi implicați. Doresc să facem o întâlnire a feroviarilor, o întâlnire care se dorește a fi una de suflet la nivelul casei de cultură, o întâlnire care să vrea a fi o discuție, deci prezent, trecut și viitor, în ce privește transportul feroviar din zonă, mai ales că această zona noastră a fost o zonă recunoscută ca o zonă feroviară, nu știu dacă este casă din Teiuș care să nu fie avut cel puțin un membru de familie implicat în această activitate. Pe vremuri, în nodul de cale ferată își dădeau întâlnire trenuri circulând pe magistrala București-Brașov, Cluj-Napoca, Episcopia Bihor sau pe linia 200A, Simeria, Vințu de Jos, Alba Iulia Teiuș. Acum își dau întâlnire ciorile, câinii vagabonzi, boschetarii și din când în când câte o garnitură timidă de tren cu o alta ruginită. Un viitor mai bun sau nu, timpul va fi cel care va demonstra acest lucru. Însă cele 300 de persoane consiliate și formate în cadrul proiectului Formare Continuă pentru un viitor mai bun se pot baza de acum încolo pe abilitățile dezvoltate în meserii din domeniul turismului și a serviciilor conexe. Obiectivul general al proiectului a fost dezvoltarea resurselor umane și valorificarea potențialului de ocupare aferent forței de muncă în arealul Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia. Astfel, meserii precum somelier, ospătar sau peisagist floricultor au fost dobândite în urma cursurilor de formare profesională organizate în cadrul proiectului Formare Continuă pentru un viitor mai bun. Rezultatele acestui proiect au fost consilierea profesională a 750 de persoane fără loc de muncă, medierea la locul de muncă aproximativ 450 de persoane, 163 de persoane au beneficiat de 4 cursuri de calificare în meserii precum ospătar, cameristă, agent de turism, ghid, peisagist floricultor și 2 cursuri de specializare în meseria de somelier și șef de sală restaurant. Primele persoane care au luat cele mai bune note la cursuri au beneficiat și de cursuri de inițiere în limba engleză. Inedit pentru acest proiect a fost însă cursul de somelier, unde s-au înscris destul de mulți doritori. Arealul AIDA dispune de celebrul drum al vinului. Noi avem în județul Alba niște podgorii bine cunoscute, cum ar fi Jidvei, Țelna, și am considerat că este oportun desfășurarea acestui curs. Desfășurat pe o perioadă de 2 ani, proiectul a avut o valoare de peste 2 milioane de lei. Alba TV te trimite în Munții Apuseni în acest weekend la pensiunea Casa Anda din Vadul Munților. Urmărește emisiunea Prime Time, ascultă întrebarea concursului și sună la numărul de telefon 0371 020 000 sau intră pe www.albatv.ro pentru a câștiga o mini-vacanță pentru 2 persoane în Munții Apuseni la pensiunea Casa Anda din Vadul Munților.
Până mâine vă mai puteți înscrie în concursul nostru Alba TV de trimite în Apuseni. Săptămâna aceasta puteți câștiga o mini-vacanță de două persoane la pensiunea Casa Anda din Vadul Moților. Așa că grăbiți-vă să ne dați un răspuns corect la întrebarea zilei, pentru că și astăzi avem o întrebare foarte simplă. La ce pensiune puteți câștiga o mini-vacanță în această săptămână? Sperăm să ne răspundeți corect și răspunsurile le așteptăm la numărul de telefon 0372020000, număr de telefon cu tarif normal, sau și mai simplu, pe site-ul nostru www.știrilealbatv.ro la secțiunea concurs. Mult succes vă doresc! Luăm acum o scurtă pauză și revenim în câteva momente. Rămâneți cu noi! Doamnelor, domnilor, am revenit în prime time, continuăm știrile. Brezlele sașilor din Transilvania au constituit astăzi subiectul expoziției vernisate la sediul Serviciului Județean Alba al Arhivelor Naționale. Evenimentul a fost organizat cu ocazia Zilei Arhivelor Naționale și s-a bucurat de prezența principalilor reprezentanți a instituțiilor de cultură din județul Alba, dar și a elevilor Colegiului Național Horea Cloșca și Crișan din Alba Iulia. Evenimentul a fost realizat cu sprijinul Consiliului Județean Alba, a Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, muzeele municipale din Mediaș și Sebeș, dar și Asociația Arhiviștilor Ioan Pleșa din Alba Iulia. Mulțumim din suflet că ați venit să sărbătoriți împreună cu noi Ziua Arhivelor Naționale. De ce azi? Pentru că acum foarte mulți ani, pe 31 octombrie, în 1862, ca să fiu mai precisă, Alexandru Ioan Cuza a unit cele două arhive din București, respectiv Iași, care funcționau separat, sub numele de Direcția Generală a Arhivelor Statului. Noi suntem foarte bucuroși să ne prezentăm în fața tuturor cu ceea ce deținem și cu ceea ce am făcut până acum. Pentru a spune la mulți ani tuturor celor care lucrează în acest domeniu, să le mulțumim pentru activitate. Vreau să le spun că apreciem foarte mult și respectăm munca pe care o fac. Suntem bucuroși, de ceva timp suntem parteneri din ce în ce mai serioși în astfel de evenimente. Să vă garantez că proiectele pe care doriți să le derulați o să aibă sprijinul nostru. Dacă ar fi să fac o ierarhie a instituțiilor care păstrează patrimoniul județul Alba, mi-ar fi greu să fac. Nu putem să numim o anumită instituție pentru tot patrimoniul existent, dar dacă luăm pe perioade, Muzeul Național Unirii din Alba, evident, are cea mai mare colecție de arheologie, mă refer la istorie, la preistorie, istorie clasică sau medie. Dacă vrem să luăm carte veche, evident, Bateaneumul, patrimoniul religios și imobiliar, normal, Arhiepiscopia Ortodoxă și romano-catolică, dar dacă este să ne referim la istoria modernă și contemporană, fără îndoială, Arhivele Naționale Serviciului Județean Alba este cea mai importantă instituție din acest punct de vedere al județului Alba. Expoziția intitulată Sugestiv aspecte privind activitatea breslelor sașilor din Transilvania cuprinde copii ale documentelor care privesc înființarea și funcționarea breslelor, precum și obiecte tridimensionale, lăzi de zestre, steaguri sau sigilii specifice acestor bresle între secolele 15 și 19. Organizarea meșteșugarilor în bresle a avut o serie de particularități în spațiul românesc. Dezvoltarea acestui mod de organizare a avut o traiectorie oarecum diferită față de cea occidentală, datorată în primul rând unei întârzieri economice a Transilvaniei comparativ cu restul Europei. Expoziția este deschisă publicului larg și poate fi vizitată în perioada 31 octombrie 2012-31 ianuarie 2013 între orele 10 și 16. Vorbim despre despre expoziția de la Arhivele Naționale cu doamna Dana Zecheru, șef Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Alba. Bine ați revenit în prime time. Bine v-am găsit. Mulțumim că sunteți alături de noi. Spun și la mulți ani, pentru că astăzi este Ziua Arhivelor Naționale, o zi de sărbătoare. Așa este. Mulțumim frumos și trebuie să ne sărbătorim și noi măcar o dată pe an, pentru că anul trecut ne-am sărbătorit pe noi, cei din Alba, ca și instituția. Anul trecut am făcut 60 de ani de la înființare. Anul acesta sărbătorim toți arhivarii și arhiviștii, dar nu numai din Arhivele Naționale. Sunt și cei care trudesc în instituțiile publice, de exemplu, sau în societățile comerciale și au grijă de arhiva acestora.
Așadar, motiv de sărbătoare pentru toată lumea astăzi. Motiv de sărbătoare. Și ați și sărbătorit, după cum am văzut și în știrea care tocmai a curs, printr-o expoziție frumoasă, Brezlele Sașilor din Transilvania. Este o expoziție realizată astăzi, tocmai cu ocazia acestei zile naționale arhivelor? Da, deci noi de regulă sărbătorim prin ceea ce știm să facem mai bine. Și dacă e să ne adresăm publicului larg și să-l implicăm în sărbătoarea noastră, atunci cea mai bună variantă ar fi aceasta, a unei expoziții. Ea nu a fost gândită inițial așa, deci expoziția la începutul anului a fost gândită ca o expoziție pentru Brezlele din Alba. Numai că a prins așa un contur și s-a rostogolit ca un bulgăre de zăpadă și a devenit o expoziție care să se referă la Brezlele Sașilor din Transilvania, pentru că am găsit parteneri deosebit de binevoitori și deosebit de săritori și atunci era păcat să nu exemplificăm cât mai multe din activitatea acestor brezle, nu numai prin documentele care îi privesc, ci și prin obiectele tridimensionale. Adică e foarte important un privilegiu de breaslă sau, de exemplu, o hotărâre prin care se stabileau niște standarde de producție, să spunem. Dar dacă nu apare și o farfurie sau un sigiliu de breaslă acolo care să demonstreze ce anume se făcea de către breasla respectivă, parcă documentul nu e atât de bine exemplificat. Din imaginile pe care le și avem acum, am văzut că a fost destul de multă lume, așadar au reușit această expoziție. Da, noi ne-am bucurat că pe lângă elevii de la HCC care au venit și că le mulțumim că de regulă ne onorează la expoziții, am avut foarte plăcută surpriză să avem și o grupă de anul 2 de la Universitatea 1 decembrie. Ceea ce pe noi ne bucură foarte mult, pentru că, cu excepția ultimului an, la un moment dat studenții au cam dispărut din peisajul arhivelor din Alba. Nu au mai venit la sălile de studiu și este păcat, pentru că o lucrare de licență pe perioadă modernă și contemporană se poate face numai cu documente inedite. Lucrare din cărți nu e același lucru cu o lucrare parțial din cărți și parțial muncită și trudită de cel care o face. Așadar, și uite că le oferiți asta, pentru că organizați tot felul de expoziții și expoziția despre care vorbim va mai rămâne deschisă o perioadă de timp. Așadar, dacă nu s-au înghesuit astăzi să fie prezenți acolo... Așteptam să se înghesuie în viitor. În viitor, până când va fi deschisă? Va fi deschisă până la 31 ianuarie anul viitor, pentru că este ultima expoziție pe calendarul nostru, de care știm acum. Fiindcă ne-am lămurit în ultima perioadă că expozițiile apar așa din senin câteodată ca fulgerele. Nu le avem un plan, dar le facem în 2 săptămâni împreună cu partenerii noștri și culmea e că cele care sunt așa făcute sunt cele mai de succes. Aceea cu reclamele în epoca de aur n-a fost pregătită, dar în 2 săptămâni am făcut-o dar și a fost pe într-adevăr. Da, am muncit pe brânci, dar a meritat, pentru că a fost, cred că, cea mai vizionată expoziția noastră. Chiar aș vrea să vorbim puțin despre asta, pentru că cu siguranță foarte mult dintre telespectatorii noștri ar spune că o expoziție nu e ceva atât de greu de pus la punct, dar în spate există o muncă care absolut nu e deloc de neglijat. Nu, sunt expoziții care trebuie făcute din timp și expoziții care se pot face un pic mai repede. Și acum depinde pe cine avem partener. O expoziție la care noi să venim subsidiar, în sprijinul partenerilor noștri, se poate face mult mai ușor. O expoziție la care noi suntem vioara întâi, se face în timp și de regulă temele de expoziție le stabilim cu un an înainte, adică acum în noiembrie stabilim temele pentru la anul. Pentru că trebuie cercetate fondurile arhivistice, trebuie depistați partenerii, trebuie stabilite mijloacele financiare, pentru că noi nu prea avem, și atunci partenerii noștri vin și ei și ne sprijină. De exemplu, la această expoziție, partenerii din Sebeș și din Mediaș au adus obiectele exponatele pe banii lor, ceea ce pentru noi a însemnat un real succes, pentru că altfel nu ar fi putut să ajungă la noi. Așadar, contribuie fiecare cu câte puțin și uite așa se întâmplă ca o expoziție să fie o adevărată reușită și totul este programat, nu se întâmplă așa peste noapte, cum am crede poate unii dintre noi. Nu se întâmplă peste noapte, dar de regulă ultimele ore înainte expoziției sunt cele la care noi spunem că muncim cel mai mult. Pentru că întotdeauna micile amănunte durează, chiar și să faci curat în spațiu expozițional, este o muncă ce necesită timp. Ultimele retușuri, da? Ultimele retușuri care durează ore, da? Durează ore. Cu siguranță vă descurcați cel puțin nouă celor din afară. Asta ni se pare că vă descurcați excelent de fiecare dată. Mulțumim. Așa că să le dăm un impuls la spectatorilor noștri care nu au fost astăzi prezenți acolo. De ce ar veni cineva să vadă această expoziție a Brezlelor Sașilor din Transilvania? Pentru că nu foarte multă lume știe ce sunt brezlele. Ele sunt niște organizații meșteșugărești specifice săsești deosebite.
pentru că avea un rol multiplu. Breslele erau nu numai o instituție, o organizație, o asociație care supraveghea îndeaproape și îndeamănuntul activitatea respectivă, dar aveau și rol militar, ceea ce era foarte important, pentru că în burgul săsesc în care ele funcționau, fiind scutite de impozite, trebuiau să servească altfel comunitatea și o serveau prin ajutor militar, înarmau oameni pe cheltuială proprie. Este o lume fascinantă despre care și noi am aflat de recent multe lucruri noi. De exemplu, lăzile de breaslă, care cei care știu despre bresle cunosc faptul că serveau ca, să spunem, camere de tezauri. Deci acolo erau banii, acolo erau actele, privilegiile. Ei, recent am aflat că toate dezbaterile din breaslă se desfășurau în fața lăzilor deschise. Deci lada se deschidea, se constata ce este înăuntru, se făcea un fel de inventar și se purtau discuții. În momentul în care lada era închisă, nicio hotărâre luată în acest mod nu avea valabilitate. Deci sunt câteva lucruri foarte interesante. Multe lăzi aveau buzunare sau sertare secrete în care se ascundeau anumite bunuri mai valoroase decât celelalte și iarăși multe aveau două chei, pentru că erau ale ambilor staroști. Era ca un safe cu două încuietori la care erau doi oameni cu cheie, pentru a preîntâmpina anumite evenimente nedorite. Ia uite câte lucruri interesante, cu siguranță avem ce să vedem acolo, așadar expoziția rămâne deschisă, Alba Iulienii pot veni într-un număr cât mai mare, e loc pentru toată lumea. Absolut, în perioada orelor de program, de luni până vineri, de la 8 la 16, noi așteptăm doritorii de o formă de istorie. De la 8 la 16, așadar aveți timp să mergeți, să vedeți această expoziție. Ne mulțumim foarte mult pentru informații, pentru prezență și vă mai așteptăm cu mare drag aici în Prime Time. Și eu vă mulțumesc și este un mod deosebit de plăcut de a ne încheia o zi de sărbătoare. Vă mulțumesc! Ne bucurăm să auzim asta. Mulțumim frumos, trecem la alte știri. Arta de a fi plăcut, poeții români recrează lumea sau bomba cu hidrogen au fost doar câteva din referatele prezentate aseară de elevii Colegiului Militar Liceal Mihai Viteazu din Alba Iulia. Sesiunile de comunicări științifice ale profesorilor și elevilor sunt organizate în această săptămână pentru a marca cei 93 de ani de la înființarea instituției de învățământ. Sesiunea de referate a fost împărțită pe trei secțiuni, cea destinată temelor de limbă și comunicare, secțiunea Om, Societate, Arte și, nu în ultimul rând, secțiunea dedicată științelor reale. Varietatea lucrărilor este deosebită, lucrările sunt ample și numărul de participanți este foarte mare, deci participăm cu 75 de elevi la aceste lucrări. Lucrările sunt deosebite, elevii se înscriu din proprie inițiativă, de multe ori nu putem pregăti atâtea lucrări câte ar solicita ei să prezinte, pentru că timpul este oarecum limitat și, așa cum spuneam, reprezintă un mod de a-și pune în valoare cunoștințele transdisciplinare de cele mai multe ori și se pregătesc cu multă pasiune pentru prezentarea lucrărilor, pentru ceea ce înseamnă de fapt această sesiune în ansamblul ei. În cadrul secțiunii dedicate științelor reale, chimia, fizica, matematica sau informatica au fost explicate pe înțelesul tuturor, iar tehnologia modernă a dat o mână de ajutor elevilor în prezentarea lucrărilor. După cum puteți observa, aceasta este interfața Micro de la noul sistem de operare Windows 8. Ca noutăți, putem spune că Windows 8 vine cu o nouă interfață Metro și promite să vină cu un nou Internet Explorer 10, care este mai bun chiar și decât Mozilla Firefox sau Google Chrome. În cadrul secțiunii limbă și comunicare, referatele au fost prezentate fie în limba română, fie în limba engleză sau franceză, iar pe rând elevii au încercat timp de câteva minute să-și prezinte lucrările inspirate din cultura diverselor țări. În area curriculară limbă și comunicare sunt prezentate lucrări în limba română, în limba engleză, în limba franceză. Elevii se pregătesc intens pentru această sesiune, pentru că prezentarea trebuie să aibă loc în limba străină. De obicei, spectatorii cunosc și limba engleză și limba franceză, mai există și unii care au dificultăți.
De o vreme, de câțiva ani de zile, am început să folosim mijloacele tehnice intensiv, prezentările în PowerPoint, de asemenea videoproiectorul ne ajută foarte mult. Secțiunea referatelor despre om și societate a îmbinat elemente desprinse din istorie, geografie, psihologie sau religie, iar elevii au readus în discuție temele clasice, cum ar fi medicina în Egiptul antic, dar au abordat și temele societății contemporane, vorbind despre efectul mass media asupra minții umane. La vârsta de 30 de ani, Mihai a încercat de multe ori să se integreze în societate, însă el nu avea prieteni, nu avea nicio relație cu o fată din cauza faptului că era complexat de modul în care arată. Și a încercat de multe ori să se angajeze, însă nu a reușit, deoarece nu putea să se concentreze asupra lucrurilor pe care trebuia să-l facă, deși Mihai părea a fi o persoană normală. Așadar, consecințele micului ecran asupra vieții normale a copilului sunt deficiențe de învățare, probleme de atenție, tulburări ale limbajului scris, citit, vorbit, apatie și dezinteres pentru lectură, afectarea capacității de memorare, creșterea gradului de agresivitate, tulburări de somn, izolare socială, pasivitate mentală, efect hipnotic și chiar dependență. În organizarea lucrărilor și alegerea temelor, elevii Colegiului Militar au fost ghidați de profesorii școlii. Evenimentele dedicate sărbătoririi celor 93 de ani de la înființarea colegiului vor continua pe parcursul întregii săptămâni. Artă militară și cântec patriotic. Platoul Colegiului Militar Liceal Mihai Viteazu din Alba Iulia a răsunat astăzi în ritm patriotic prin demonstrațiile militare prezentate de elevii colegiului. La manifestare au participat alături de elevii care și-au demonstrat calitățile militare, cadrele didactice și militare, dar și absolvenții școlii care au dorit să revină în instituție cu ocazia sărbătoririi celor 93 de ani de la înființarea liceului. Treceți batalioane române, Carpații, la arme cu frunze și flori. Vă așteaptă izbânda, vă așteaptă și frații cu inima la trei culori. Drept! La picior! Arm! Domn Petrone, reprezentați! Arm! Ritmul pașilor și cântecul patriotic au răsunat astăzi mai tare ca niciodată pe platoul Colegiului Militar din Alba Iulia. Activitățile premergătoare zilei liceului s-au încheiat prin demonstrațiile elevilor. În formație! Marci! Acum ne aflăm în perioada desfășurării festivalului Instrucție cu cântec, unde ați văzut că alternează alături de mișcările de instrucție de front cântecul ostășesc. De fapt, practic este o sincronizare între cântecul ostășesc și mișcările învățate în cadrul orelor de pregătire militară. Și ați avut posibilitatea să vedeți pe elevii claselor a 9, a 10, a 11, a 12 și în același timp, cred că toată lumea poate să facă o diferență între anii de studiu, este clar, este evident, nivelul pregătirii diferă mult de la clasele a 9 la clasele a 12. Pe rând, elevii Colegiului Militar și-au demonstrat îndemânarea militărească pe care, de cele mai multe ori, au ridicat-o la rang de artă. Abilitatea de sincronizare sau de mânuire a armelor s-a dovedit a fi o joacă de copii, adusă în fața publicului tot de niște copii. Manifestările de astăzi au readus în instituție și foști elevi, actuali studenți care și-au reamintit cu drag momentele petrecute în Colegiul Militar din Alba Iulia. Mă bucur că încă spiritul locul de elev 3, militar 3, este Antonie Andreea. Dus la extrem de fiecare dată și 2, fiecare se poate afirma 1, în propriul Brian stil, în limitele normalului, în limitele regulamentare și sper că de acum încolo cel puțin la fel de bine se vor prezenta, spun la fel de bine pentru că am văzut și reprezentații ale studenților Academiilor Tehnice și nu sunt cu nimic mai complexe decât cele văzute astăzi de dumneavoastră și de noi aici. La finalul acțiunii de astăzi au fost premiați elevii care de la începutul anului școlar și până acum au obținut rezultate remarcabile la întreceri sportive sau militare. Politicieni, afaceriști, manageri și directorași aroganți controlează destinele a mii de oameni, folosind pârghii banal de simple și mai ales bazându-se pe bunul simț al celor controlați. Cum? Vedem în minutele următoare.
Se comentează la nesfârșit despre motivele pentru care lucrurile merg atât de prost în România. Una dintre opinii este că, dintre toate relele, aroganța este cea care provoacă cele mai mari drame. Nimeni nu discută cu nimeni, toți se cred geniali și deținători ai adevărului absolut. Toți au decizii deștepte care se dovedesc catastrofale la final, pentru simplul motiv că nu au fost discutate și gândite bine. Când te-a întrebat ceva parlamentarul tău, dar primarul tău, când a stat de vorbă cu tine patronul tău, când te-a ascultat directorul companiei în care lucrezi înainte să ia o decizie care să te afecteze? Câți șefi de instituții publice s-au gândit vreodată să discute cu oamenii pe care îi afectează cu deciziile lor? De cele mai multe ori, aroganța celui cu bani, funcție și putere îmbracă o formă perversă, lipsa de respect. Suntem un popor harnic, inteligent, inventiv, multe inițiative. Nu credeți că ar trebui să fim mai apreciați? Cred că de Uniunea Europeană trebuie să fim mult mai apreciați decât suntem acum și să avem coloana vertebrală mai bună. Oare credeți că ar trebui să primim mai multe explicații pentru deciziile nefavorabile luate împotriva noastră? Cred că da. Și mai ales din partea Uniunii Europene. Pentru că să iau decizii care unele dintre ele ne defavorizează complet. Prin ce tertipuri credeți că ne manipulează? Păi ce să facă? Uite, măresc prețurile și ne face să tăcem, că efectiv nu avem cu ce cumpăra. Oare n-ar trebui să ne dea și nouă explicații pentru deciziile care le iau? Categoric ar trebui, dar... Pe ce se bazează? Pe frica noastră? Pe frica noastră și că suntem mulți și, mai zic, cum proști. Asta e, că ne lăsăm să ne conducă cum vor ei și tăcem. Păcat de revoluție și de cei care au murit în revoluție. N-aș vrea să răspund la întrebarea asta. Cum credeți că ne fac ei să tăcem din gură? Cum pot? Și cum? Cum pot? Nu credeți că ar trebui să ne dea mai multe explicații pentru deciziile care le iau? Când au timp, dau și când nu, nu. Promisiuni. Oare nu credeți că ar trebui să ne dea și nouă mai multe explicații când iau anumite decizii? Nu le dau, dar nu le dau în mod sincer și mod corect. Îi dau în favoarea dânșilor. În ce situație ne aflăm noi acum? Cum ne-ați caracterizat dumneavoastră? Pe cine? Pe noi toți. Pe noi toți? Suntem cam lași. Nu suntem uniți. Drama României este că are prea mulți politicieni, oameni de afaceri, manageri, directori și directorași din carton lipsiți de structură osoasă. Constatăm că nimic din ceea ce sunt nu îi îndreptățește să fie deasupra altora. Cu toate acestea, s-au cocoțat la bani, la putere și la decizie. Ne controlează și se joacă cu viețile noastre, iar noi nu facem nimic, în afară de faptul că ne plângem în șoaptă. Carnetul de asigurat pe care îl prezentam până acum medicului nu va mai fi bun la 1 ianuarie 2013. Până la sfârșitul anului curent vom intra cu toții în posesia cardului național de sănătate. Să fie acesta un pas către modernizare sau către alte interese, vă lăsăm să trageți dumneavoastră concluziile. Începând cu data de 1 ianuarie 2013, asigurații vor avea acces la servicii medicale și medicamente doar pe baza cardului național de sănătate, se arată în hotărârea de guvern numărul 900/2012, publicată în Monitorul Oficial. Acordarea cardului de sănătate implică un traseu costisitor și va fi suportat din bugetul Ministerului Sănătății. În luna iunie a acestui an, Ministerul Sănătății Vasile Cepoi susținea că este puțin probabil ca toți asigurații să fie de acord să plătească producerea cardului. Motiv pentru care cei de la Ministerul Sănătății, foarte binevoitori, au încercat să găsească o soluție financiară prin care cheltuielile să fie suportate din bugetul de stat. În felul acesta ne asigurăm că toți cetățenii vor primi acest card, spunea Cepoi. Ce să înțelegem de aici? Intenții bune sau spălare de bani? Cum se face că pentru această mișcare se găsesc bani în bugetul Ministerului, dar pentru dotarea spitalelor cu probleme, nu? Oare ce interese meschine se ascund sub masca de plastic a cardului de sănătate? Chiar este o necesitate? Sau mai bine zis, este prioritară acordarea cardului? Toți cei care folosesc calculatorul zilnic ar trebui să știe câteva reguli de bază privind eficientizarea lucrului cu acesta. În primul rând, ar trebui să știți cum să folosiți aplicațiile în mod eficient și cum să vă protejați calculatorul de programe nedorite. Pentru asta, vă venim noi în ajutor.
În ceea ce privește utilizarea calculatorului, cei mai mulți dintre noi îl folosesc în mod haotic. Instalează aplicații de care nu au nevoie sau folosesc programe care le îngreunează munca în loc să-i ajute să fie mai productivi. Un prim sfat ar fi să învățăm să folosim aplicațiile într-un mod eficient. În primul rând trebuie să ne gândim că toate aplicațiile pe care le folosim au un anumit mod de utilizare, au anumite funcționalități. Orice facem poate să fie folosit mai bine sau mai puțin bine. Recomand oamenilor în general să își iau un pic de timp să înțeleagă cum se folosește aplicația și o să vadă că de cele mai multe ori se găsesc funcții în aplicație sau sunt informații, se pot căuta pe forumuri despre cum să te miști un pic mai repede, cum să faci lucrurile mai repede. În al doilea rând, trebuie să avem grijă la aspectele care țin de securitatea sistemului nostru. A doua chestiune de care ar trebui să țineți cont este evident de securitate. Deci trebuie să aveți un antivirus, să fie la zi antivirusul respectiv, să aveți grijă pe ce dați click. De cele mai multe ori riscați să instalați un program de care nu aveți nevoie, care mai ascunde ceva pe acolo, că e o problemă de securitate. În final, trebuie să ținem cont de ceea ce facem și dacă într-adevăr avem nevoie de o aplicație complexă cu costuri semnificative pentru a rezolva o problemă sau putem alege o aplicație gratuită. Alba TV te trimite în Munții Apuseni în acest weekend la pensiunea Casa Anda din Vadul Munților. Urmărește emisiunea Prime Time, ascultă întrebarea concursului și sună la numărul de telefon 0371 020 000 sau intră pe www.albatv.ro pentru a câștiga o mini-vacanță pentru două persoane în Munții Apuseni la pensiunea Casa Anda din Vadul Munților. Nu uitați de concursul nostru, Alba TV te trimite în Apuseni. Până mâine la ora 18 vă mai puteți înscrie în concurs. Avem și o întrebare foarte, foarte simplă. Astăzi, la ce pensiune puteți câștiga o mini-vacanță pentru două persoane? Nu uitați, în această săptămână, Casa Anda din Vadul Moților vă stă la dispoziție și așteptăm răspunsurile corecte la numărul de telefon 0372020000 sau la adresa de site-ului nostru www.știrilealbatv.ro la secțiunea concurs. Mult succes vă doresc, mâine aflăm câștigătorul, punem punct aici și emisiunii noastre și nu uitați, dacă sunteți martorii unui eveniment care ar putea deveni știre, transmiteți-ne informațiile dumneavoastră la adresa de e-mail contact@știrilealbatv.ro sau la numărul de telefon 0371 020 000. Ne revedem mâine, pe curând! Bine v-am găsit la știrile din sport. La Unirea Alba Iulia a pornit un nou scandal după o ședință a Consiliului de Administrație. Trei jucători importanți ai echipei au fost sancționați prin trimitere la echipa a doua a clubului. Cei trei acuzați de neimplicare sunt Bucurică, Bumbac și Pascal. La ora 11, jucătorii s-au prezentat pe terenul 2 al complexului Cetate pentru a face un antrenament condus de secundul Himcinski. Lotul nu a fost complet lipsind jucătorii accidentați și cei trimiși la echipa de juniori. Din vechea gardă au lipsit Mircea Oprea, Schuller, Bucurică, Bumbac, Pascal și Mureșan. Bumbac a ținut să ne declare că el nu este, cum s-a scris în presă, cârtița vestiarului și că s-a dăruit la fiecare meci pentru culorile clubului, impulsionându-și colegii. Fundașul ne-a arătat că sâmbătă a lipsit motivat din teren. În momentul în care și-a descoperit glezna și camera de filmate a început să tremure. Loviturile vin de la meciul contra celor de la Corona Brașov. Și de ce au fost trimiși cei trei să se antreneze cu juniorii? Pe simplul fapt că au avut tupeul necesar de a-și cere drepturile total meritate. Jucătorii evoluează de aproximativ 4 luni neplătiți și au făcut puncte în actuala stagiune a clasamentului. Antrenorul Stelian German este în continuare la reședința sa din Cluj, declarând tare și răspicat că nu revine la echipă până când situația financiară nu va fi stabilizată. Au mai rămas 3 etape din turul de campionat al Ligii a 4-a, unde lupta este încinsă atât la subsolul clasamentului cât și la vârf. Au fost până acum meciuri de excepție, scandaluri, acuze din toate părțile, însă una peste cealaltă în Liga Județeană de Fotbal se joacă și putem spune că se dorește performanță la toate echipele.
În ultima etapă, favoritele la promovare s-au impus toate. CSU Cugir cu Priroma Brut și Sportul Sebeș au învins adversarele și încing tot mai tare lupta pentru primul loc ce duce la barajul pentru promovarea în eșalonul terț al țării. CSU Cugir a anunțat de la începutul sezonului că dorește să promoveze în Liga a treia, fapt ce este demonstrat și în clasament, cugirenii adunând 26 de puncte, aflându-se la 4 lungimi de undă de urmăritorii de la cu Priroma Brut. Sportul Sebeș este pe poziția a patra în spatele surprinzătoarei CFR Teiuș, o formație de tradiție a județului Alba, care în urmă cu 10 ani evolua în divizia C. Nou promovată Arena Alba Iulia a adunat 17 puncte și este pe un onorabil loc 7, semn că trupa lui Ovidiu Barna este unită și pe deasupra practică jocuri frumoase. Pentru evitarea retrogradării luptă echipele Arieșul Baia de Arieș, Metalul Aiud și Inter Ciugud, Sășciorul ieșind pe moment din zona sensibilă. Mai mult, cei de la Energia Sășciori au făcut scorul campionatului, învingând trupa din Baia de Arieș cu scorul de 9-1. În etapa următoare, de departe, capul de afiș este meciul dintre CFR Teiuș și CSU Cugir, mai exact trupa de pe locul întâi se deplasează la echipa ce ocupă locul al treilea în clasament. AJF Alba ține bine frâiele acestei competiții și eforturile asociației sunt răsplătite prin fair play și fotbal frumos. Ieri a avut loc prima serie a meciurilor din Cupa României. Se cunosc deja primele trei sfert finaliste ale competiției, acestea fiind Astra Ploiești, Petrolul Ploiești și Rapid București. În această seară mai sunt trei meciuri de foc, urmând ca mâine să se definitiveze locurile din sferturi cu ultimele meciuri ale optimilor de finală. Astra Ploiești a învins Severinul cu scorul de 5-1, demonstrând că plecarea lui Mulțescu nu i-a afectat grav pe jucători, cum se aștepta toată lumea. Petrolul Ploiești s-a impus cu 2-0 contra Brașovului, fiind prima victorie pentru Cosmin Contra, noul antrenor al formației ploieștene. În ultimul meci al serii, Rapidul a învins Delta Tulcea cu 4-1, două dintre reușitele giuleștenilor fiind autogoluri ale tulcenilor. În această seară, Steaua va juca pe terenul celor de la Concordia Chiajna, însă Reghecam va înlocui întreaga echipă, având în vedere că duminică vor întâlni în campionat rivala de moarte, Dinamo. CFR Cluj va primi vizita formației din Liga a doua, FC Botoșani, însă cu toate că se anunță un meci ușor, fotbaliștii din Gruia își doresc foarte mult victoria, cupa rămânând una dintre singurele obiective palpabile pentru ceferiști. În ultimul meci al acestei seri, Ceahlăul Piatra Neamț va juca împotriva celor de la Gazmetan Mediaș, care vin după o victorie în fața Vasluiului. Mâine, în ultimele două meciuri ale optimilor, se vor întâlni echipele Oțelul Galați și FC Brăila, respectiv Pandurii și Dinamo București. Antrenorul Câinilor Roșii este presat de conducere în meciul de cupă, în cazul în care nu va duce echipa mai departe, fiind demis de acționari. Acestea au fost știrile din sport. Rămâneți în continuare alături de Alba TV.